Duminica aceasta, credincioșii parohiei Sfânta Treime din Ploiești l-au avut în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Timotei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a explicat semnificațiile pericopei evanghelice din Duminica a 30-a după Rusalii. Din Evanghelia de astăzi avem foarte multe lucruri de învățat. Dragostea unei persoane față de cuvântul Evangheliei, dragostea unei persoane față de împlinirea poruncilor Mântuitorului, față de ajutorarea celor aflați în nevoi, mai ales din partea celor care au o astfel de posibilitate, este privită întotdeauna cu drag de Mântuitorul, asemenea privirii pe care i-a arătat-o tânărului din Evanghelia de astăzi. Să nu ne înșelăm, niciunul dintre noi, oricâte iluzii și-ar face, nu merge în mormânt decât cu mâinile goale. Însă vom lua ceva cu noi când vom pleca din această lume. Vom lua fiecare faptele pe care le-am săvârșit. Și acolo, înaintea lui Dumnezeu, El singurul, cunoscător al inimilor, va trebui să dăm răspuns de cele ce am lucrat în această viață. De aceea, drept creștini, avem datoria de a împlini cuvintele Mântuitorului. A fost un sentiment de mare bucurie, atât pentru noi preoții slujitori, dar și pentru credincioșii parohiei Sfânta Treime din municipiul Ploiești, Proturia Ploiești Sud, și pentru credincioșii parohiilor învecinate, care au venit cu mare bucurie să participe la Sfânta Liturghie Arhierească. La slujbă au participat numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi, precum și credincioși veniți din capitală pentru a asista la hirotonia unui diacon pe seama parohiei Sfânta Treime din sector 6 București. A fost un moment de bucurie și de așteptare pentru toți credincioșii, pentru că vizita unui arhiereu este o împlinire și o bucurie pentru cei care participă la Sfânta Liturghie. Mai ales că astăzi preasfinția sa a și hirotonit un tânăr teolog în treapta de diacon și mulți dintre cei prezenți și participanți la Sfânta Liturghie n-au mai asistat la o hirotonie, s-au bucurat cu atât mai mult. Slujba arhierească este un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru preoții slujitori de la altare, dar și pentru credincioșii parohiei noastre Biserica Sfânta Treime. Cu atât mai mare este bucuria încât în ultimii 10 ani nu am avut bucuria să avem un ierarh la Sfânta și Dumnezească Liturghie în mijlocul nostru. Acest lucru simțim, cum am spus, numai noi preoții, ci și credincioșii care au umplut astăzi până la refuz biserica noastră și se bucură împreună noi cu preoții de acest dar mare pe care Înalt Preasfințitul l-a adus în mijlocul nostru. Biserica parohiei Sfânta Treime este așezată în partea de vest a municipiului Ploiești și are hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Teodor Tiron.